Leo este un camion, vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Super camionul Leo conduce pe drum. Salut, Leo! Ai adus componente noi? Oh, ai adus o grămadă! Stevie și Lopățică se joacă în parcul de distracții. Leo însă nu li se va alătura. Merge acasă la roboți. Roboților! Cioc, cioc, cioc! Leo este aici! Salut! Roboții sunt foarte fericiți. Leo le-a adus o surpriză roboților. Are componente pentru o dubiță pe care roboții o vor putea conduce, așa ca Stevie, Lopățică și Leo. Oh, roata s-a rostogolit! Să începem să construim. Șasiu roșu. Roți. Una, două, trei. Unde e a patra? E acolo. Ha-ha, bună treabă, robotule. Acestea sunt baterii. Dubița roboților va funcționa pe bază de electricitate. Motorul electric. Atașăm un panou galben cu scaune rabatabile pentru roboți. Volanul și panoul de control galben. Vă place, roboților? Corpul. Ușile. Dubița este gata. Roboții sunt tare bucuroși. Apasă pe buton. Uite cum se deschide ușa. Roboții intră. Robotul roșu este la volan. Să mergem! Ciudat! De ce nu se mișcă dubița? Oh, roboții au o idee! Da, a funcționat! Să mergem! Dubița se mișcă, dar foarte greu. Mă întreb de ce. Doi roboți o împing. Stați! Leo, de ce nu merge dubița singură? S-au descărcat bateriile. Trebuie reîncărcate. Roboților, împingeți! Leo a găsit un loc unde se pot încărca. Să conectăm mașina la generatorul de vânt.
Generatorul de vânt se rotește datorită vântului și astfel încarcă bateriile dubiței. Așadar, dubița va merge pe bază de energie eoliană. Iuhu! Este gata! Acum dubița se poate deplasa singură. Roboții și Leo se duc la parcul de distracții. Muzica se aude bine în dubiță. Roboților, nu ratați curba! Lopățică, Stevie, salut! Ce bine că toată lumea e aici! Să ne dăm în carusel! Bună treabă, Leo! Abonează-te la Ala Bala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo! Leo, Leo! Supercamionul Leo! Aceasta e o valiză. Robotul împachetează câteva lucruri. Vrea să călătorească împreună cu prietenii. Excelent! A încăput totul! Și acesta e trenul cu care vor merge roboții. Grăbiți-vă! Trenul pleacă imediat! Oh! Trenul a plecat deja! Ați întârziat! Roboții sunt foarte supărați. Ce putem face? Salut, Leo! Îi poți ajuta pe roboți? Au pierdut trenul, dar își doresc foarte mult să plece în excursie. Îi vei ajuta? Ura! Oare ce a adus Leo de data aceasta? Un cadru albastru. Roți. Aripioare antinoroi. Două canapele și o masă. Wow! Și acum Leo pune o cabină cu geamuri. Și un acoperiș. Arată ca o rulotă. Acum să instalăm o ușă. Și o prelată. Gata! Leo, rulota nu poate merge singură. Avem nevoie de o mașină la care să o atașăm. Alegem împreună? Iar roboții vor sta înăuntru și se vor pregăti de călătorie. Cred că le place tare mult rulota, Leo! Oh, ai grijă, robotule! Leo a ajuns la garaj. Mă întreb ce fel de vehicule sunt pe acolo. Să vedem! O măturătoare? O autobetonieră. O mașină de pompieri.
O furgonetă. O mașină de gunoi. Leo, la care dintre ele putem atașa remorca? Furgoneta? Hai să încercăm! Arată bine! Ura! Mulțumim, Leo! Pa, pa! Roboții pleacă! Pe data viitoare! Leo, Leo, supercamionul Leo! Semaforul din intersecție s-a stricat. Auzi cum claxonează mașinile? Nu pot decide cine să treacă primul. Salut, Leo! Avem nevoie de o mașină de poliție să ne ajute. Descarcă ce ai în spate. Hai să începem. Un corp albastru. Scaune albe. Un volan și un schimbător de viteze. Un grilaj și două bare de protecție. Un acoperiș alb, o capotă și un portbagaj. Patru roți. Două pe o parte, două pe cealaltă. Uși. Farurile din față și spate. Sirena și luminile de avertizare. Geamul din spate. Oh, Leo, unde este parbrizul? El trebuie să stea în față. Hai să-l căutăm. Oh, sunt o mulțime de geamuri diferite. Trebuie să o alegem pe cea potrivită. Pătrat? Nu. Rotund? Nu. Triunghiular? Nu. Avem nevoie de bucata asta de geam. Să punem parbrizul la loc.
Mașina de poliție este gata. Bine lucrat, Leo! Mașină, este timpul să controlezi traficul. Oprește semaforul stricat. Atenție! Urmăriți mașina de poliție. Camioneta și decapotabila trec primele. Acum taxiul și autobuzul. Excelent! Ce fel de mașină este în spatele lui Leo? O macara! Va ridica semaforul stricat din intersecție și îl va duce la reparat. Iar aici vom instala un semafor nou. Funcționează! Bună treabă, mașinilor! Leo, Leo, supercamionul Leo! Uite! Este o pistă nouă la locul de joacă! Acestea sunt mașinuțe! Roboții le vor conduce. Ocupați-vă locurile. Oh, sunt doar două mașinuțe. Robotul roșu a rămas fără mașinuță. E supărat. Nu-ți face griji, robotule! Leo te va ajuta! Să vedem ce fel de mașină trebuie să construim. Leo, descarcă toate componentele. Aceasta e o platformă cu bară de protecție moale. Atașează-i trei roți. Pune corpul roșu deasupra. Scaunul șoferului. Volanul de comandă. Robotule, îți place? Farurile din față. Și cele din spate. Robotul roșu e pregătit pentru cursă. Ce s-a întâmplat? De ce nu pornește? Leo, uită-te cu atenție. Avem nevoie de o bară galbenă cu un fir electric. Firul conduce electricitatea spre motorul mașinii. Poți găsi tu bara?
Nu e în preajma toboganului? Leo, putem lua scândura de la balansoar? Nu! Robotule, uite! E aici! Am găsit-o! Vom atașa bara la mașină. Gata! Am conectat mașina la electricitate, iar roboții o pot controla acum. Roboții se distrează copios. Bine lucrat, Leo! Leo, Leo, super camionul Leo! Acesta este un loc de joacă, iar el este Leo. Leo, unde te duci? Uite, e o mașină de pompieri. Dar este albă. Hai să o colorăm! Să mergem să căutăm culorile! Ai găsit acuarelele! Leo, ești gata să alegem culorile? Negru. Gri. Portocaliu. Roșu. Albastru deschis. Verde. Leo, ești sigur? Leo e gata să coloreze. Poți să-l ajut să aleagă culorile? Negru. Portocaliu. Roșu. Gri. Gri.
Albastru deschis. Verde. Crezi că un girofar poate fi verde? Hai să alegem altă culoare. Albastru deschis. Și portocaliu. Acum totul este în regulă. Mașina noastră are o scară rotativă. Girofarul se rotește și el. Acum mașina poate merge să stingă incendiile. Foarte bine, Leo! Prietenul tău, supercamionul Leo, e mereu alături de tine!